Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe prin plan obiectiv la televiziunea română. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Începe mâine la Cluj-Napoca Transilvania Food Summit 2022, un eveniment organizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și care reunește pe lângă cercetători și producători agricoli, reprezentanți ai industriei alimentare, autorităților locale, naționale, invitați internaționali, dar și specialiști din IT sau finanțe. Discutăm despre acest subiect chiar acum, e de altfel subiectul ce deschide ediția noastră de astăzi. Alături de mine se află profesorul universitar dr. Adrian Oros, e prorector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru că bună ziua și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care avem să vorbim despre acest important eveniment. Domnule profesor, 3-4 noiembrie, adică mâine și poi mâine, sunt două zile pline care pun la aceeași masă, nu, cercetarea, inovarea, agricultura, industria alimentară, producătorii locali, actori care ar trebui să aibă și iată au și cu această ocazie un cuvânt important de spus în acest domeniu. Da, am considerat că este foarte potrivit ca în Universitatea noastră, la Cluj, în inima Transilvaniei, să facem acest Transilvania Food Summit, care va crește în fiecare an, unde alături de cercetători și oameni din zona didactică, în domeniul agricol și industria alimentară, să aducem alături de noi decidenți de la nivel european, pentru că discutăm de oameni de la Comisia Europeană, de la DG Agri, DG Regio, reprezentanții ai formelor asociative și a cooperativelor, atât din țară, cele mai mari cooperative și uniuni de cooperative vor fi aici, atât în sectorul vegetal cât și în cel animal, dar și lideri europene acestor cooperative, președintele și vicepreședintele Copacogeca, institute de cercetare consacrate, cum este Institutul Național de Recherche Alimentară din Franța, un institut care fundamentează practic toate deciziile Comisiei Europene legate de industria alimentară și agricultură, dar și oameni din Academia Română, din ASAS, din universitățile din România, alături de fermieri, de procesatori, de consumatori, dar și de reprezentanți ai Horeca și retail. Ce înseamnă pentru domeniul acesta prezența experților internaționali în aceste două zile la Cluj-Napoca? Am vrut să punem la aceeași masă pe oameni din toate aceste domenii, pe niște teme interesante și pentru ei, pentru fiecare în parte, entitățile care, pe care ei le reprezintă, dar și pentru producătorii, procesatorii, consumatorii din Transilvania. Pentru că am dorit să fie un eveniment, cum am spus, pe care să-l creștem în Transilvania, legat de produsele locale, produsele tradiționale, produsele transilvane. Pornind de la micii producători și procesatori până la cei care se ocupă de Horeca, de retail, de gurmanderie tradițională, de modul cum reușim să conservăm acolo unde încă mai avem aceste tradiții, sigur, legate de acest element important care este hrana. Tot ceea ce înseamnă tradiții culturale, porturi, tradiții, dar în jurul hranei, pentru că până la urmă satul românesc ca principal, să zic așa, activitate are această facere a hranei, să zic așa, majoritatea locuitorilor de la țară. Și am dorit, pentru că am observat în acești ani cât am fost la minister, că există o anumită particularitate. Aici la noi în Transilvania agricultura se face în ferme mai mici, în ferme de familie, nu se face în ferme foarte mari, de mii de hectare, în ferme integrate, unde pentru a crește valoarea adăugată și a fi sustenabil, a fi rentabil, fermierii trebuie să facă și depozitare și procesare, trebuie să se asocieze, pentru că aici este iarăși un punct foarte important, asocierea fermierilor și a producătorilor mici, în așa fel încât să crească puterea de negociere, de a rezista în fiecare an pe piață, de a putea pătrunde mai ușor pe rafturile magazinelor, de a-și putea procura la prețuri mai avantajoase inputurile, și de a avea și acces la know-how, la cunoștințe. Dacă sunt mai mulți, puterea de negociere crește. Aici, dumneavoastră, ne vorbiți de fapt despre un întreg lanț extrem de important, de la producător până la piață de desfacere și așa mai departe. A fost adesea sincopat, au fost adesea probleme, producătorii, agricultorii s-au plâns de faptul că uneori pur și simplu aruncau produse și așa mai departe, tocmai pentru că asocierile lor uneori au avut probleme sau au fost situații în care nu s-a dorit acest lucru. Unde se scurcircuitează, de fapt, acest proces și cum am putea face sau s-ar putea regla aceste lucruri pentru ca ei să conteze pe piață? Să știți că producătorii și procesatorii din România produc foarte bine, produc la nivel european. Dar pentru că nu sunt organizați și nu au putere de negociere,
nu reușesc întotdeauna să pătrundă pe piață și să-și vândă producția la prețuri avantajoase. Ori acest lucru în toată Europa se întâmplă în cooperative. Cooperativele sunt niște asocieri economice care rentabilizează activitatea și îți conferă ție ca mic producător sau procesator, aparținând acelei cooperative, putere de negociere. În așa fel încât tu să nu ai probleme cu vânzarea mărfii, pentru că totul se negociază în cantități mari, la o anumită ritmicitate, o anumită standardizare, astfel încât să poți fi și pe piețele, și pe rafturile magazinelor mai mari, dar poți să fii și în piețele mici, în piețele volante, care sunt destinate producătorilor. Pentru că tematica noastră este axată exact pe aceste subiecte. Cum consolidăm piețele locale? Care este rolul acestor piețe locale? De ce UAT-urile marilor orașe, unde sunt rentabile aceste piețe locale, piețe volante, trebuie să facă, să faciliteze prezența micilor producători, care niciodată nu vor avea producție atât de mare încât să fie într-o piață agroalimentară timp de un an de zile. Ei nu își vor putea permite să semneze un contract. În schimb, aceste piețe volante nu trebuie să fie neapărat rentabile pentru primările marilor orașe. Ele trebuie să fie, în primul rând, o facilitare către... Un conector, nu? O facilitare pe care primăria oferă locuitorilor marilor orașe de a cumpăra produse proaspete, produse locale, ca să consolidăm economia locală, în același timp o facilitare pentru micii producători din jurul marilor orașe, uneori părinții, bunicii, rudele noastre, să vină să-și valorizeze aceste produse. Vedeți, se discută despre lanțul scurt. Lanțul scurt nu înseamnă altceva decât dispariția cât ori mai multe verigi intermediare. Asta avantajează atât producătorul, cât și consumatorul, pentru că ambii pot să câștige. Consumatorul poate să procure alimente mai ieftine, producătorul poate să le dea puțin mai scumpe, pentru că dispar aceste verigi. Asta înseamnă piață locală, este și conceptul european de lanț scurt, de strategia farm to fork, de la furcă la furculiță. Sunt bani europeni pentru a dezvolta aceste lanțuri scurte și asta vrem să învățăm împreună cu agricultorii și procesatorii din Transilvania, cum să facem aceste lanțuri scurte, cum să facem cooperative, cum să facem distribuție de produse locale, produse tradiționale, produse autohtone, de fapt. E, de altfel, un exemplu la care mă gândesc acum și care explică foarte bine ceea ce ne-a spus, sunt magazinele pe care Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară le are, cu producție proprie, cu amplasare în comunitate și cu acces, cu facilitarea accesului de la, nu, consumatori spre produsele acelea, care pot fi, iată, obținute mai ieftin și în condiții benefice atât pentru unii cât și pentru alții. Dar când discutăm la nivel regional, nici măcar să nu spunem național, această fugă până la urmă de cooperativă e cumva o reminiscență din vremurile de tristă amintire? Aceasta este frâna care oprește pe producători să se asocieze? Am să vă spun tot din experiența mea de în cei de ani la minister. Vă rog. Există la cei de vârsta mea sau mai în vârstă această prejudecată legată de cooperative, dar cei tineri n-ar trebui să teamă de așa ceva. Există încă un grad destul de mare de neîncredere în societatea românească, la orice nivel, nu numai în domeniul acesta, dar am observat cu bucurie în multe locuri cooperative făcute de oameni tineri, oameni care nu sunt tributari trecutului și care văd doar oportunitatea unei activități dinamice și rentabile în domeniul agroalimentar și au realizat că doar în această formă, asociindu-se, devenind mai puternici în negocieri, mai ales cu vânzătorii, cu cei care au distribuția și care au să zic așa, de regulă putere mai mare, vedeți, în acest lanț trofic, întotdeauna cel mai slab este producătorul, apoi puțin mai consolidat este cel care face procesare și depozitare și cel mai puternic sau cel care pierde ultima dată este cel care are distribuția și comercializarea. Ideea este ca producătorii, ca și în alte țări, să se asocieze, să ajungă să facă procesare, să valoare adăugată, să facă și depozitare, pentru că de multe ori doar prin simpla depozitare a producției primare reușești să câștigi foarte bine, să nu o vinzi de pe câmp, pentru că tu nu ai condiții de depozitare foarte bune. Dar în același timp, de ce nu să apară, ca și în alte țări, și rețele de magazine cu produse românești. Asta ar fi
ideal. Dar totul trebuie să pornească de la producători, de la organizarea lor, procesatori în cooperative, depozitare, procesare și apoi să încerce împreună să facă promovare și distribuție. Este un fenomen care va cere ceva timp, dar sunt, să zic așa, exemple de bune practici, nu numai la noi, la universitate. Noi, ca universitate, sigur, suntem în primul rând datori să creăm aceste oportunități, să dăm exemple viitorilor specialiști în agricultură, pentru că asta facem noi, în primul rând, partea didactică, dar tocmai că am dorit să devenim și o universitate antreprenorială. Este de notorietate că universitatea noastră, în domeniul în care activează, excelează pe partea didactică și pe partea științifică. Dar am dorit să intrăm și în zona aceasta antreprenoriatului, pentru că nu toți absolvenții noștri vor să facă neapărat cercetare. Absolut. Unii vor să facă bani, să trăiască mai bine din agricultură și industria alimentară. Și este normal să se întâmplă acest lucru. M-am bucurat foarte mult, înainte să intrăm în emisie, să le spunem telespectatorilor noștri, discutam despre faptul că mulți dintre cei care vor fi mâine și poimine la conferință ca parteneri de această dată sunt foști studenți care, iată, au reușit, au pus în practică ceea ce au învățat în facultate sau parteneri cu care aveți o relație de durată. Știu că 4 noiembrie, cea de-a doua zi, e dedicată cumva ținutului apusenilor și vreau să ne aplecăm asupra acestei discuții, dar prima dată o să vă rog să ne explicați un pic ce se va întâmpla mâine în program. Mâine, după deschiderea oficială, unde vor fi multe oficialități, inclusiv fost ambasador american, mult personal diplomatic, repet, mulți invitați de la nivel european și decizional de la ministerele din România, vom începe 5 paneluri care sunt grupate în felul următor. În primul panel vom discuta despre perspectivele agriculturii ecologice în lumina acestui Green Deal, acestui pact verde european, cu cele două strategii, Farm to Fork și strategia pentru biodiversitate, unde vom avea oameni care să ne prezinte ce se întâmplă la nivel european, dar și oameni care lucrează în entități care certifică aceste produse ecologice. Apoi vom discuta despre rolul asocierilor și a cooperativelor în promovarea producătorilor mici și a procesatorilor mici. Aici avem președintele și vicepreședintele Copacogeca, avem cele mai mari uniuni de cooperative din România și foarte multe cooperative din domeniul vegetal și domeniul zootehnic, alături de fermier. Apoi vom discuta împreună despre piața locală. Care este rolul pieței locale, ce înseamnă lanț scurt și cum pot galurile, aceste grupuri de acțiune locale, care au niște strategii locale pe o anumită zonă, cu o anumită specificitate, cum pot ele să intervină. Pentru că galul este forma cea mai fericită de asociere. Alături de agenți economici intră și UAT-urile, intră și ONG-urile și fiecare își reprezintă o zonă mai întinsă cu o anumită specificitate. Apoi vom discuta despre cum se promovează produsul românesc, cum reușim să promovăm produsul românesc, scheme de calitate europene, dar și scheme de calitate naționale, produs tradițional, rețetă consacrată, produs montan, produs local, cum anume reușesc oamenii să facă acest lucru, vom aduce oameni care să învețe acest lucru, oameni care fac acest lucru, atât în alte țări, cât și la nivelul României, oameni care au avut succes, va veni președintele Asociației de Promovare a Alimentelor Românești, vor fi niște prezentări concrete privind modul cum se poate ajunge la o schemă certificată la nivel european, care îți aduce valoare adăugată, va fi primul producător român care are denumire, a obținut denumirea de origine protejată și anume telemeaua de Ibănești. Va fi acel producător ca să ne vorbească despre cum a ajuns el acolo. Întregul proces, da. Și, desigur, președinta Agenției Naționale a Zonei Montane, care să discute despre produsele montane, cum pot fi ele certificate. Și, în final, vom discuta despre prezența produselor autohtone și a produselor locale, atât în Horeca, cât și în retail. Vor fi reprezentanți al retailerilor care au deja programe de promovare a produselor locale, a produselor autohtone, dar și oameni din zona de gurmanderie, din Horeca, care au bucătării sau au restaurante cu specific tradițional, cu specific românesc. Iar seara se va încheia cu o cină tradițională transilvană în care vor fi doar produse din Transilvania și produse locale
și produse sănătoase. Mă întorc la ceea ce spuneați puțin mai devreme și mi se pare foarte interesant și necesar de punctat în contextul în care vorbeați despre această organizare locală și regională. S-a reclamat adesea lipsa unei strategii naționale, a unei strategii care să ne spună cum să facem lucrurile. Înțeleg că e păgubos să o mai așteptăm și că e mult mai bine să creăm astfel de rețele la nivel regional sau local prin care oamenii creează practic această plasă de susținere a unora vis-a-vis de ceilalți. Asta este ceea ce exact, ne spuneți. Exact. Dacă în fiecare regiune a țării, care are anumită specificitate și în ceea ce privește tradițiile, obiceiurile, modul în care își prepară hrana, dar și modul în care se face agricultură și industria alimentară, dacă în fiecare zonă va exista o strategie de aceasta regională, cu siguranță în timp imaginea generală va arăta foarte bine, pentru că e mult mai ușor să faci o strategie locală sau regională pentru orice, cu atât mai mult în domeniul ăsta atât de sensibil a mâncării, a nutriției, a siguranței și securității alimentare. Și eu sunt convins că acest lucru, care l-am întâlnit și în alte țări, pentru că așa au făcut toate țările unde există industria alimentară și promovare foarte puternică a produselor tradiționale, a produselor de brand, doar așa vom putea ajunge și noi acolo. Dar cel mai important lucru, și de fiecare dată spun lucrul acesta, cel mai important factor este consumatorul. Să știți că peste tot unde am umblat, în afară de partea legislativă, care sigur este la nivel european și nu prea poți interveni, de modul în care se organizează și se promovează producătorii, de modul în care intervin OAT-urile să-i ajute, să-i promoveze, ONG-urile, universitățile, 80% din promovarea produselor locale, produselor românești, produselor transilvane sau cum vrem să le spunem, o face măria sa consumatorul. Dacă noi toți consumatorii am căutat doar produse locale, să sprijinim, nu, economia locală, doar produse românești, doar produse transilvane și am cumpărat doar acestea. Și mai mult, le-am spune și în școală și copilor noștri acest lucru, cu siguranță că 80% din probleme sunt rezolvate. Adică fără bani pompați neapărat într-o publicitate, pe rețele sociale sau pe internet, și mai degrabă pe cale orală, prin viu grai, ca Miorița. Dar să știți prin că recomandarea directă. Atât în Europa, cât și în America, am nepoți peste tot. În familia mea, din păcate, este plecată, doar eu sunt rămas în țară. Am văzut la nepoții mei, atât în America, cât și în Franța, ei află zilnic de la școală, dar și în familie, că cele mai bune produse sunt produsele din zona lor, din orașul lor, din regiunea lor, din țara lor. Exemplu Italiei, care face asta cu succes. Cresc și vor fi niște cetățeni responsabili care vor face doar asta. Și de multe ori, la întrebarea care mi se punea, da, dar uneori produsele noastre sunt mai scumpe, răspunsul meu este același. Chiar dacă dăm 3 lei pe un kilogram de mere din altă parte, să fii sigur că cei 3 lei care i-a dat au plecat. Dacă dai 4 sau 5 lei pe niște mere de la tine, din zonă, din județ sau din țară, toți 5 lei rămân aici, iar cel puțin un leu se întoarce la tine. Fie prin școala copilului tău, prin infrastructură, prin pensia bunicului, prin salariul pe care îl primește soția ta dacă lucrează la stat, prin spital. Adică banii ăștia rămân aici și consolidează economia locală. Nu este doar o afirmație, să zic așa, patriotică, fără acoperire. Da. Chiar are sens. Deci chiar are sens să cumperi local, să consumi local, să consumi românește sau transilvan. Doar că ceea ce ne spuneți dumneavoastră acum presupune o întreagă educație, să spunem așa, în acest domeniu și care, din păcate, adesea nu se face. Nu se face în școală, cum spuneați, unde cred că ăla ar fi locul cel mai potrivit spre a explica toate aceste lucruri, de ce o investiție se întoarce în comunitatea în care noi trăim și beneficiem de ea. Noi știm doar atât, faptul că produsele românești sunt mai scumpe și lumea se întreabă de ce. Dar să știți că școala, într-adevăr, are rolul ei. Dar, după mine, familia, pentru că atunci începe educarea copilului, în școală înveți. Educația este ceva mai mult decât învățământ. Înseamnă și începe în familie și în societate. Dar dacă noi în familie spunem lucrul ăsta, toți cei care suntem, într-adevăr, îngrijorați de ce se întâmplă cu produsele și cu producătorii, pentru că de multe ori am întrebat și eu retoric, domnul ministru, cum facem să răsplătim munca țăranului și a fermierului român? Simplu, să-i cumpărăm, să-i căutăm în primul rând pe ei, exact, și să cumpărăm, indiferent de preț, să cumpărăm acele produse. Așa îi ajutăm direct. Și dacă toți am face lucrul ăsta,
80% din treaba este rezolvată. Apoi este treaba lor să se organizeze, să se promoveze, să fie responsabili, iar statul să urmărească că dacă pe etichetă scrie produs montan sau produs tradițional, cu siguranță eu ca și cumpărător să am certitudinea că produsul acela este ceea ce scrie pe etichetă. Aici, vedeți, și statul are rolul lui, și ei ca și producători, ca și actori, dar în primul rând noi ca și consumatori. Eu așa văd lucrurile. Sunt ultimele 4 minute din intervenția noastră. Vreau să vorbim și despre 4 noiembrie, spuneam cea de-a doua zi a evenimentului dedicată regiunii Apusenilor. Cluj, Alba, Oradea, nu? Puțin Arad, Hunedoara, acesta e, să spun, cadru. Este vorba de un gând mai vechi a multor oameni care trăiesc în Apuseni și care au venit la minister la mine atunci când eram acolo în 2020 și când se scriau strategii pe diverse zone. Sunt aceste ITI-uri, investiții teritoriale integrate, se numesc, ca niște galuri, adică niște suprafețe mai întinse cu anumită specificitate care, în cazul acestui ITI, Țara Moților, Țara de Piatră, Munții Apuseni, se întinde pe 82 de comune în 5 județe. Clujul, Alba, Bihoru, Aradu și Hunedoara. Tot ceea ce înseamnă zona Munților Apuseni, zona montană. Și această strategie a fost aprobată la Bruxelles, din multe strategii trimise, iar acum încercăm să demarăm alături de parteneri serioși, în primul rând de Ministerul Fondurilor Europene, și domnul Boloș ne va onora cu prezența, de Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, care este cea mai performantă agenție regională, de INRA, acest Institut Național de Cercetări Alimentare, de Farelli, de foarte mulți factori decidenți și oameni care au lucrat în Europa pentru a implementa proiecte pe zona montană. Și ne întâlnim la Cluj, în a doua zi, în universitate, dar și cu oameni din alte universități, pentru că nu ne arogăm noi, USAMV, să zic așa, rolul determinant acolo, să creăm și să implementăm practic această strategie prin care putem să revigorăm tot ceea ce se întâmplă în Munții Apuseni. Și sunt elemente de bioeconomie a Munților Apuseni. Și vin specialiști în bioeconomie montană din toate aceste instituții, dar vor fi și primari și reprezentanți ai consiliilor județene din această zonă, tocmai ca să consolidăm o echipă de implementare, iar apoi până în 2030 să reușim să atragem prin proiecte bani europeni din toate axele de finanțare, pentru că asta înseamnă investiții teritoriale integrate. Proiecte care pot fi finanțate dintr-o paletă mai largă de proiecte, de axe de finanțare, mai corect spus, dar în baza unei strategii integrate. Cum asta. Putem să creștem, de exemplu, afluxul de turiști prin injecție financiară în zona industriei alimentare și promovarea produselor din acea. Promovarea produselor, agroturism, cum se poate preveni abandonul Munților Apuseni, ce anume trebuie făcut, declinul demografic, sunt foarte multe teme de interes acolo și care pot fi finanțate integrat. Inclusiv elemente de infrastructură, care vin să completeze proiectele de infrastructură care sunt acum în derulare de diversele OAT-uri, entități, chiar agenți economici. Deci, practic, se integrează în această zonă a Munților Apuseni, prin finanțarea unor proiecte integrate, până în 2030, tot ceea ce înseamnă strategia de dezvoltare a acestor munți. Speranța noastră este că vom reuși, pentru că sunt alături de noi oameni importanți și foarte mulți primari serioși sau reprezentanți ai consiliilor județene sau agenți economici care activează în zona montană pun numărul la acest proiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Cred că cea mai importantă concluzie pe care ar trebui să o reținem e aceasta de a încuraja producătorii locali și de a cumpăra local, pentru că e o investiție în comunitatea din care facem parte. Mulțumesc încă o dată. Trebuie să fim responsabili, să cumpărăm produse locale, produse românești și să le spunem copiilor că acest lucru face bine
orașului nostru, județului nostru, țării noastre. Asta este cel mai important. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor. Transilvania Jazz Festival 2022 este un eveniment ajuns la ediția cu numărul 16 și reunește la Cluj-Napoca artiști de seama ai jazzului internațional în sala de concerte a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Discutăm chiar acum despre acest eveniment. E alături de noi prin legătură Zoom doamna Simona Hodoș, directorul Transilvania Jazz Festival. Sărut mâinile. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, bună ziua! Suntem chiar pe drum spre Zalău, unde vom deschide Transilvania Jazz Festival. Este o nouă perspectivă a acestui festival, este noutate, pe lângă programul educațional pe care îl lansăm și noi foarte puternic de data aceasta, împreună cu Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Am participat cumva ca ascultător la emisiunea de dinainte și vreau să subliniez că, într-adevăr, este foarte important în ceea ce privește promovarea comunității locale să existe un sistem integrat, într-adevăr, și integrativ, care să reunească toate forțele, tot potențialul, și mă refer din perspectiva festivalului de jazz, inclusiv aspectul de mâncare. Artiștii noștri, poate că n-ar fi trebuit să încep cu acest aspect, dar e bine de continuat toate discuțiile care pot să pună în valoare tezaurul pe care îl are România și mai ales zona Munților Apuseni. Transilvania Jazz Festival tocmai aceasta promovează o regiune specifică a României. Iar mâncarea, într-adevăr, a fost de fiecare dată un punct foarte important pentru invitații noștri. Mereu își amintesc ce bine se mănâncă în România, la Cluj. Acum trecem și la partea artistică. Și să specificăm și faptul că nu fiecare ediție aduce ceva nou, aduce ceva inedit. Cumva surpriza acestei ediții cu numărul 16 este seara de joi, din 3 noiembrie, când studenții Academiei de Muzică Gheorghe Dima vor susține un program muzical. Vreau să ne dați detalii despre acest eveniment. Este o surpriză de mult așteptată și de data aceasta împlinită. Este vorba de 14 artiști care vor evolua, cum se spune, performa, care vor apărea pe scena Festivalului Transilvania de la Cluj-Napoca și care ne vor demonstra valoarea tineretului nostru, valoarea jazzului românesc și valoarea școlii românești. E vorba de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, prin studenții, masteranții, doctoranții care s-au reunit în repetițiile de dinaintea festivalului în cadrul unui internship care a pus într-adevăr, cum se spune, foc în sensul bun, în suflete și în program, tocmai pentru a vă dărui o seară de neuitat și o seară care sperăm să fie preludiul unei viitoare tradiții. Am în față programul, sunt 4 zile pline de concerte și de evenimente și observ prezență din Macedonia, din Germania sau Ucraina, chiar Canada, Italia. Ce înseamnă prezența acestor artiști pe scena Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca? Înseamnă valoare, înseamnă muzică bună, înseamnă proiecte noi care își găsesc locul cel mai potrivit în cadrul acestui eveniment, în cadrul acestui proiect care are exact această intenție și misiune de a aduce în atenția publicului, de a aduce în spațiul public, de fapt, și cu această ocazie de a confirma, pentru că știm, o operă devine proprietatea unui creator, a unui autor, doar când este comunicată public. Așadar, Transilvania Jazz Festival legitimează creații, legitimează proiecte, legitimează artiști, compozitori, interpreți și, în plus, aduce, într-adevăr, în Cluj-Napoca lucruri absolut noi, lucruri care nu se manifestă în altă parte. Și e vorba despre aceste proiecte de jazz,
pe de altă parte, dăruiește artiștilor timp și publicului din zonă, pentru că avem oameni, spectatori care nu sunt doar din Cluj-Napoca, vin din afara țării chiar, special pentru a se bucura de un eveniment pur, de un eveniment artistic de înaltă clasă. Iar aceste spectacole, concerte spectacol, sunt urmate de jam session-uri, de întâlnire ale artiștilor, tocmai pentru a crea mai departe împreună, de a improviza, ceea ce este o specificitate absolută a jazzului. Și în plus, de data aceasta, oferă celor 14 muzicieni din prima seară de deschidere, care sunt incluși în programele Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, le oferă într-adevăr ocazia întâlnirii cu mari muzicieni, cu mari proiecte și cu mentori care îi pot ajuta pe parcursul carierei lor. Să spunem și faptul că, de fapt, Transylvania Jazz Festival și ediția din acest an funcționează și cumva ca o platformă de educație, pentru că aveți masterclass-uri prevăzute în cadrul evenimentului, unde nu se abordează doar, să spunem, tehnică muzicală, ci inclusiv aspecte extrem de importante legate de management, legate de cum poți să reziști pe o piață muzicală destul de complicată, cu nevoi multe, cu resurse în niciun caz nelimitate, și asta cred că e o trambulină extrem de importantă pentru tineri muzicieni care vor să-și consolideze o carieră. Vorbiți-ne despre acest aspect, vă rog. Cu certitudine, exact această platformă am avut-o de la început în program, însă se poate concretiza într-o formă evident benefică și extinsă abia acum. Masterclass-urile vin nu doar cu o tehnică, vin cu experiența și cu filtrul unor mentori, al unor artiști care chiar au reușit în plan muzical, care au reușit să-și impună proiectele. Aș da doar un exemplu. Primul masterclass are loc mâine între 12 și 2 și este susținut de Sebastian Studnitsky, care este profesor la 3 universități unde se predă muzică în Europa, la Dresda, în Germania, Berlin, în Germania, și o universitate de limbă germană din Elveția. El vine pentru a doua oară pentru că a fost într-adevăr o întâlnire extraordinară care a determinat un parcurs interesant pentru alți tineri muzicieni. Anul trecut el le-a ținut mai mult decât masterclass-ul de 2 ore. Pur și simplu și-a alocat tot timpul petrecut la Cluj, discutând gratuit cu tinerii de la Academie care au fost interesați să discute cu el. Reprezintă, cum spuneam, o componentă educațională majoră, instituționalizată în cadrul acestui internship și al parteneriatului dintre Transylvania Jazz Festival și Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, cu sprijinul Consiliului Local, al Primăriei Cluj-Napoca și al Ministerului Culturii, pentru că este de anul acesta o noutate. Transylvania Jazz Festival este susținut prin proiectele prioritare ale Ministerului Culturii. Dar în plus, pentru cei tineri, este într-adevăr șansa de a găsi acasă la ei deschiderea pe care de multe ori le dă doar ieșirea din țară, care este foarte costisitoare, foarte complicată. Absolut. Un proces complex. Timp de 4 zile la Cluj-Napoca, ei au șansa într-adevăr de a face intensiv cursuri gratuite, sau mai bine zis plătite de alții, la care nu trebuie decât să participe cu totul, cu timpul lor și cu dorința de a învăța, de a afla, de a experimenta, de a se confrunta chiar cântând alături de maestri. Să menționăm și parteneriatul, vă rog. Vă ascult. Să menționăm și parteneriatul pe care îl aveți în acest an cu Centrul de Cultură și Artă a județului Sălaj. Ne spuneați că sunteți în deplasare. Asta este extraordinar pentru că 2 seri de concerte se desfășoară la sala Porolisum a Centrului de Cultură și Artă din Sălaj. Avem o reprezentare a Canadei, Israelului, Ucrainei, iată, și Macedonia, ca o extensie cumva, nu? Pentru că e firesc aceste evenimente să ajungă și în comunități mai mici, nu doar în marile, să spunem, centre regionale.
Este în primul rând o deschidere și vă mulțumesc exact acest aspect, voiam să-l subliniez. Vorbind despre același lucru, contribuția Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, care a venit cu o ofertă de imposibil de refuzat, de a ne găzdui festivalul, de a sprijini financiar artiștii care vor evolua timp de 2 zile, astăzi și mâine. Cu aceeași ocazie, lansăm, este o avanpremieră a unui alt festival ce va avea loc în perspectiva unui alt proiect, și anume Israeli Jazz Festival în România, promovat de Daphna Levy cu artiști din Israel și invitații lor din România, Ucraina și Canada. Următoarea zi este un alt proiect pe care îl vizăm și pe care îl lansăm de data aceasta, în avanpremieră aproape. E vorba despre un festival al muzicii din Balcani. Sasso Popovski este șeful catedrei de jazz al unei universități importante din Macedonia și iată, avem parteneriate solide și sunt convinsă că vor fi pe termen lung. Mulțumim celor care ne sprijină, inclusiv dumneavoastră, media, ca să afle lumea și să vină să ni se alăture. Avem ceva de oferit, vă așteptăm decât participare și comuniune. E firesc cumva să abordăm acest subiect și e firesc nu să o facem doar acum, când e foarte aproape de deschidere Transilvania Jazz Festival. Până la urmă, nu să nu uităm, România a dat jazzului mondial, dacă mă gândesc doar la Ion Cicărăși, care evident a trebuit să fugă din România în vremea comunistă, dar cred că semnătura lui Ion Cicărăși înseamnă de fapt etnogezul, nu? N-ar fi firesc să ignorăm aceste aspecte și să nu vorbim despre ele. Este adevărat, Ion Cicărăși este pentru mine personal, în relație cu Transilvania Jazz Festival, va rămâne mereu îngerul păzitor al acestui festival. M-a inspirat foarte mult și am avut ocazia să-l cunosc personal la revenirea în țară în începutul anilor 2000. A fost o șansă și îmi pare foarte rău că nu mai este printre noi nici din punct de vedere muzical. Mi-ați dat o idee, nu vreau să o dezvălui acum în timp ce vorbeam, dar vom face ceva mai mult pentru Ion Cicărăși și la Cluj-Napoca, cu atât mai mult pentru că era clujan. De asemenea a fost Johnny Răducanu, exact, care a studiat contrabasul la Cluj și a devenit marele pianist și personalitate în lumea jazzului, care de asemenea a cântat în cadrul Transilvania Jazz Festival. Este Teodora Enache și ea a poposit pentru o vreme la Cluj-Napoca și ea a promovat această componentă, acest filon etno din muzica românească. Dar, de data aceasta, pentru că spuneați foarte frumos și foarte adevărat, Ion Cicărăși a trebuit să plece din România într-un context istoric pentru a se afirma. De data aceasta, aș vrea pentru toți tinerii din România să vină lumea în România pentru a vedea ceea ce avem noi atât de valoros. Și pentru că sunt ultimele 2 minute ale intervenției noastre, profit de această ocazie, vreau să vă întreb ce vă doriți de la această întâlnire cu publicul în aceste 4 zile pline de festival. Să simtă într-adevăr că este un festival autentic, să simtă căldura și bucuria pe care o avem noi organizând Transilvania Jazz Festival și dacă le vor simți, cu ce certitudine vom citi în ochii lor că suntem utili și că suntem obligați să mergem mai departe cu Transilvania Jazz Festival. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă spuneam, doamnelor, domnilor, 2-6 noiembrie, Transilvania Jazz Festival, ediția din anul 2022, 4 zile de concerte, masterclass-uri, discuții extrem de importante, nu doar despre muzică, ci și despre aspectele legate de management, aspectele financiare, aspecte care ajută pe artiști să supraviețuiască pe o piață destul de complicată. Și mulțumim invitatei noastre, directorul festivalului, doamna Simona Hodoș, pentru această intervenție.
intervenție în care a lămurit lucrurile și sperăm, a lansat invitația cât mai multora dintre dumneavoastră de a fi prezenți alături de Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca în aceste zile importante. Noi mergem acum mai departe și vă spun faptul că gala Corneliu Coposu are loc la Cluj-Napoca. Este vorba despre ediția a 5-a acestei gale. În 10 și 11 noiembrie se desfășoară și marchează legătura marelui om politic cu capitala Transilvaniei. De altfel, Corneliu Coposu, fiind absolvent al Facultății de Drept și Științe de Stat din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și în același timp redactor al ziarului România Nouă. Discutăm cu invitatul meu, Ion Gherasimie, președinte executiv al Fundației Corneliu Coposu. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți în legătură prin Zoom cu noi. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire și vă mulțumesc și mulțumesc TVR Cluj pentru faptul că au acceptat să fie partenerii media ai Galei Coposu. E cumva încă de la înființare, din 1996, Fundația Corneliu Coposu exact asta și-a propus. Nu conectarea unor domenii extrem de importante care vizează promovarea și menținerea vie a memoriei, a istoriei, a educației în centru, având figura extrem de importantă a lui Corneliu Coposu. Exact. Corneliu Coposu, sigur, pot să fiu acuzat de subiectivism, dar marea majoritate a oamenilor, a istoricilor, a profesorilor, a elitei României actuale știe și cunoaște faptul că seniorul Coposu a fost practic adevărat om politic de după decembrie 1989. Eu merg mai departe spunând că a fost cel mai mare om politic român de după decembrie 1989. Și cred, de fapt, îmi cer scuze că vă întrerup, cred că, de fapt, noi, scăpați atunci din acele vremuri extrem de tulburi, n-am putut să cuprindem anvergura personalității sale politice și umane până la urmă. Din păcate, exact. Exact despre asta este vorba, pentru că Corneliu Coposu n-a fost doar omul politic. Corneliu Coposu a fost un întreg. Corneliu Coposu a dăruit tuturor celor, sigur, am fost un privilegiat pentru că am fost un apropiat, dar și celor care l-au cunoscut 5-10 minute, a dat totul. S-a dăruit pentru ceilalți. A fost un exemplu și un model adevărat. Și tocmai de aceea, Fundația Coposu, imediat după trecerea domniei sale la domnul, în noiembrie 1995, a încercat să transmită mai departe tot ceea ce Corneliu Coposu a dat celorlalți în scurtul moment decembrie 89, noiembrie 95, cât a fost practic vizibil de către societatea românească. Și ce este mai dureros, dacă vreți? A fost omul cel mai hulit. S-a aruncat în el și la propriu și la figurat cu mult noroi. Dar a stat demn, a stat drept și a dus mai departe ceea ce a fost învățat de marele său mentor Iuliu Maniu. Și asta cred că este cel mai important lucru la ora actuală. Să transmitem generațiilor tinere cu adevărat ce este important și că fără jertfă, fără sacrificii, nu poți să faci absolut nimic rentabil care să țină, să dureze în această țară. Și ăsta este scopul acestei fundații. Și mă bucur tare mult că am reușit și este prima dată când scoatem Gala Coposu din București și o scoatem în orașul studenției. De care a fost atât de legat, cum spuneam puțin mai, mai devreme. Nu numai că a fost legat, dar gândiți-vă că sunt practic aproape 10 ani în care, 1930, aproape 1940, în care Corneliu Coposu a fost strâns legat de Cluj-Napoca, de Cluj, de tot ce a însemnat acest oraș universitar. Și l-a iubit foarte mult. Și asta o garantez, văd imaginea cu Universitatea Cluj, era clubul său de drag și de suflet, pe care chiar el a și spus la un moment dat despre Universitatea Cluj că este singurul club de fotbal din România creat în urma unui mare act istoric, Unirea de la Alba Iulia. Deci, dacă vreți, legăturile sale cu Clujul au fost totale. Spuneam, Gala Corneliu Coposu se desfășoară în 10 și 11 noiembrie, de altfel 11 noiembrie, ziua în care se împlinesc 27 de ani de la trecerea la cele veșnice al seniorului Corneliu Coposu. Vreau să ne vorbiți puțin și despre programul acestei zile, dar și despre ziua de dinainte, care știu, reunește exact acești piloni, spuneam, a educației, păstrării memoriei, prin activități inedite care vizează pe elevi studenți. Vă rog, punctați-ne momentele importante din această gală cu numărul 5.
împreună cu prietenii și colaboratorii și mei din Cluj, am reușit să facem un program divers. Ne gândim la cei tineri, la generația mea, la generația seniorilor și să le oferim posibilitatea de a înțelege exact ceea ce a însemnat cu adevărat Corneliu Coposu. Începem pe data de 10 la Biblioteca Centrală Universitară cu o conferință de presă și lansarea două cărți. Prima este o carte de poeme a distinsei doamne Doina Alexandru, jurnalist înainte de 89 la Europa Liberă, o voce, una din vocile care spunea aici Radio Europa Liberă, cea care a scris deja câteva cărți despre seniorul Coposu, Confesiunile cu Corneliu Coposu și mai ales a editat acea carte grozavă, Jurnalul Interzis. Este jurnalul pe care Corneliu Coposu l-a scris și l-a ținut ascuns un prieten de al său timp de 40 de ani într-un coteț de porci la Constanța, nefiind descoperit de către securitate. Iar acum domnia sa ne oferă o carte de poeme pe care o lansăm la Cluj pe data de 10. După aceea, pe lângă această carte de poeme, împreună cu prietenul și membrul fundației din Cluj, domnul Gelu Hosu, vom lansa un album omagial fotografic dedicat lui Corneliu Coposu, care se va numi Corneliu Coposu, Viață în imagini. După aceea, în cursul serii, va fi o dezbatere cu studenții, dar nu numai cu studenții, cu toți cei interesați să afle și să ne spună ce a însemnat pentru ei Corneliu Coposu la USAMV, în aula de acolo care se numește Mihai Șerban, la orele 18:30. O dezbatere la care vor participa Ana Blandiana, va participa doamna Ruxandra Cesereanu, domnul profesor Virgiliu Țărău și alți invitați de prestigiu din București, din Cluj și din țară. Cărora le mulțumesc pe această cale pentru faptul că au acceptat invitația făcută de către Fundația Corneliu Coposu. Sigur că un alt moment important este a doua zi, ziua în care, cum ați spus și bine și dumneavoastră, se împlinesc 27 de ani de la plecarea la Domnul a seniorului Coposu, când la orele 11 la Catedrala Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor va fi o sfântă liturghie arhierească, concelebrată de către preasfințitul Claudiu Lucian Pop, episcopul de Cluj-Gherla, dar va veni și episcopul de la Blaj, Cristian Crișan. Și după aceea va fi un parastas în memoria seniorului. Toate acestea întâmplându-se, cum am spus, la orele 11 la Catedrala Schimbare la Față. Gala Corneliu Coposu se va termina seara la orele 19, când va începe cu premierea tinerilor câștigători a ediției a 7-a a concursului de eseuri. Aici fac o mică paranteză, că multă lume m-a întrebat de ce concursul de eseuri ediția 7-a și gala ediția 5-a. Simplu, pentru că a existat 2 ani de pandemie. Și în pandemie eseurile de scris s-a putut scrie, n-am putut, din păcate, să facem gala. Și asta este explicația acestor 2 ani diferență. Deci ediția 7 va premia câștigătorii și sunt bucuros pentru că vor fi surprize mari. Sunt 5 câștigători aceluiași premiu și vin din toată țara și din Basarabia noastră dragă. Și asta este un lucru foarte important pentru noi. Doamna Ana Blandiana, care este președinte juriului concursului de eseuri, va fi împreună cu ceilalți membri, cu doamna Doina Alexandru, doamna Ioana Boca, domnul profesor Dan Pavel și cu domnul Tudor Călin Zarojanu, vor fi cei care vor premia câștigătorii. Mai apoi, domnul Cornel Jurju va prezenta proiectul pentru care Fundația Corneliu Coposu dedică această gală și face un concert caritabil. Este proiectul Versantul Partizanilor din Apuseni, un proiect foarte drag nou și trebuie făcut cunoscut, pentru că au fost oameni care și-au dat viața pentru ca noi să fim liberi. Și acești oameni care au făcut acest lucru sunt foarte, foarte mulți în această țară, iar unii dintre ei sunt membrii familiei Șujman. Și vrem să facem cunoscut acest proiect atât de drag nouă
celor din Fundația Coposu. Iar seara se va încheia cu un concert extraordinar ținut de cunoscuții violoniști Gabriel Croitoru și Simina Croitoru, care își vor dedica muzica seniorului Coposu, memoriei lui seniorului Coposu și proiectului Versantul Partizanului din Apuse. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări extrem de importante. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, 10-11 noiembrie, gala seniorului Corneliu Coposu la Cluj-Napoca, ediția cu numărul 5. Și foarte bine punctate toate aspectele cuprinse în aceste două zile. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii. Mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Sunt Ovidiu Damian, vă doresc tuturor o zi excelentă. La revedere!